În episodul de astăzi îl voi trola pe verișorul meu toxic cu Roblox Doors în Minecraft. Salutare băieți și fete, numele meu este Marusiancu și sunt aici alături de Dănuț. Băi, ești pe Gamut Creative, mamă, ia vedeți frățul că voiam să dau el și n-am mai putut să dau. E bine, fraților, astăzi vom face un episod foarte, foarte special unde vom avea, băi, vezi că mai am... Mamă, să vezi ce să fac. Mamă, copile, să vezi ce să fac. Ia, game mode survival. Nu! Bă! Ok. Bun, băi și fete, asta nu trece neobservată. Deci, băi și fete, hai să vă zic mai exact ce o să facem astăzi. Dănuț, vină și tu aici pentru că ți-am pregătit ceva foarte, foarte special. Nu știu dacă ai auzit până acum, uite-te la mine. Nu, băi, hiperactivule, oprește-te, fii atent. Am o surpriză pentru tine. În episodul de astăzi am adăugat creaturile din Roblox Doors în Minecraft. Știi Roblox Doors? Toată lumea știe Roblox Doors. What? Exact, da. Creaturile din Roblox Doors în Minecraft. Dacă te uiți aici în chestul ăsta, vine aici în chest. Da, deci dacă te uiți aici în chest, sunt aici toate creaturile din Roblox Doors, să nu cumva să iei vreuna. Așa, pune la loc. Bun. Și băieți și fete, noi vom face un fel de duel, da? Continuăm bătălia. Cât este? Cred că este 2-1 pentru mine, adică data trecută Dănuț a câștigat la aia cu mobii gigantici, dar este 2-1 pentru mine până la urmă, da? Adică toți sunt mai șmecheri decât el. Și acum continuăm bătălia noastră cu un challenge foarte, foarte mișto. O să fie 2-2. Să vedem. Deci fii atent, Dănuț, fii atent la mine puțin. Mamă, stai să-ți dau Game of Survival, că deja mă enervezi, vin aici. Uite-te la mine, deci fii atent, ce o să facem. Când o să zic eu start, o să intrăm în acesta și deci când am zis eu start, o să luăm cât de mulți mob de ăștia din Roblox Doors putem, da? Deci sunt foarte, foarte multe variante, frate, este un mod pe care până acum nu l-am mai prezentat pe canal, da? Este Roblox Doors V4, dacă nu mai știu, este un mod nou, cam asta este ideea, nu l-am mai prezentat până acum pe canal, însă, băi și fete, da, deci vă zic, este un mod nou, acă nu mai da, bă, fraiere. Că nu o să zic eu start, nu o să trebuiască să luăm cât de mulți mob de ăștia putem. Iar după, să ducem mobii ăștia aici, în chestul lui Marius și în chestul lui Dănuț. Și după vom face două teste, mai exact, eu o să te pun în village-ul ăsta de lângă, pentru că avem aici un village, și o să vedem cât de mult poți să supraviețuiești dacă stai pe lângă mobii mei din Roblox Doors. Și după o să fac și eu la fel cu mobii tăi din Roblox Doors. Și cine câștigă, câștigă, gen, cine supraviețuiește mai mult timp. Ești de acord, Dănuț? Adică oricum o să te bade, o să te stric, fraiere. Ia vine aici, vine mai aici să-ți dau. Ia vedeți, vedeți, frate, că nu mă atinge. Bă, de unde l-a luat aia? Bă, tate, că ești șmecher, fraiere. Bă, tu ce mai ai în inventar? Ia vine aici, mă. Mamă, bă, dar de unde arată de multe chestii, fraților? Ok, hai că-mi dai o game mode creative. Mamă, să vezi ce-ți fac. Ia vine aici, puștule. Mamă, ce-ți fac, puștulică. Ia vine aici, a? Ești șmecher, a? Ia zi, mă, ești șmecher, a? Zii, cât de șmecher mai ești acum, let's go, bun. Dănuț, hai, vin aici și nu mai comenta. Băi, ai înțeles ce facem? Fii atent, ai înțeles ce facem? Da, bun, hai, vin aici. Deci, fraților, o să fie un duel foarte, foarte interesant. Na, până la urmă este vorba despre un copil care are 10 ani, adică nu poate să fie chiar atât de greu. Ok, bun. Mori, fraiere, ok, hai, vin aici. Vino, bă, gata, vin aici. Hai să începem challenge-ul. Deci, fii atent, să nu furi startul. Dacă ai furat startul, ești descalificat, am închis-o. Fii atent, vin aici la acestul ăsta. Fii atent, o să zic 3-2-1 și. Și când am zis 3-2-1 și, iei cât mai mulți mobi poți. Bă, deci posibil cât mai mult. Na, depinde, da, deci nu trebuie să luăm. Adică aici dacă facem un calcul sunt 27, sunt 33 de mobi, da? Deci nu, 100% unul dintre noi o să aibă mai mulți, dar acum nu se știe cine, da? Și îți dau așa un fel de tips and tricks. Dacă dai, fii atent, dacă intri și este ce ai zis? Te omor și fur tot chestul. Băi, șmechere, băi, n-ai voie. Lasă sabia aia, că dau cu tine de pământ. Nu da cu sabia, băi. Bă, dar de unde ești tu sabia, mă? Băi, frate, nu poți să dau ăsta check inventory. Invent, nu. Inspect, nu. Ah, în fine, nu, gata, nu mai dau. Așa, bun. Deci ești pregătit, Dănuț? Hai, vin aici, deschide chestul. Fii atent. 5. Deci băi, nu fura startul. Da? Deci dacă ai furat startul, ăsta ai fost. Nu mai ai vorbă cu mine. Așa. 5, 4, 3, 2, 1 și... Fraiere, câți mobi ai, nu da, ia, nu, fii atent. Ia, pune mobii, pune Marius fraierul. Bă, că ai schimbat asta,
bă, copil, ai furat? Ce am furat? Ce am furat? Ia, nu mai comenta. Ia, hai, deci fii atent. Dănuț șmecherul, bă, când a schimbat astea, fraților? Bă, astea erau, bă, le-am pus Marius și Dănuț când le-ai schimbat, băi. Vai de capul, așa erau, hai că erau așa, nu erau așa niciodată. Băi, fii atent, hai, du-te în chestul tău și pune mobii. Hai să vedem dacă e egalitate, ok, nu e egalitate, hai să vedem cât ai luat, cât am luat eu, hai. Deci eu am luat 19 mobi, practic la un simplu calcul matematic tu ai luat 14, da, deci nu prea, da, deci, aegi, băi, ce faci, bă, n-ai voie, băi, îmi fur ăștia, bagă-i la loc, băi, gata, hai, gata, nu, deci nu te mai atinge de chestul meu. Bun, deci fraților, după o luptă complet cinstită, dar nu-ți cât are, are... Stai, 19 minus 4, 15 mobi și am 18, da? Ba nu. El are 14 și am 18. Bun, fraiere, te-am omorât. Bun, tu ești tot să fii primul, dar nu-ți... Deci fii atent. Îți dau eu de aici. Fii atent. Îți dau așa, uite aici, tot ce vrei tu. Deci, sabie de... Deci, armură de diamond. Da, armură de diamond, tot ce vrei. Uite aici, sabie de diamond. Uite, arc. Bă, fii atent, Dăruț, foarte important. Mobii ăștia... Pe care, băi, deci nu ai cum să te bați cu ei, da? Deci tu știu că te crezi bun, chiar dacă ești ultimul slab, dar nu ai cum să te bați cu ei pentru că îți dau one shot, adică dacă te-au atins, ești absolut mort. Nu sunt slab, dar ești foarte slab, nu-i bați. Nu, băi, deci băi, eu zic ce să câștigi challenge-ul. Challenge-ul practic este să fugi de ei, da? Deci trebuie să fugi de ei, pentru că dacă e de bătaie, ești mort, absolut mort, da? Nu-ți dau nicio poțiune. Uite, îți dau Golden Apple. Nu ai voie la nicio poțiune care să-ți dea... Cum zice? S-am dat 64 de Golden Apple. N-ai voie la nicio poțiune care să-ți dea de ăsta, cum îi zice, Speed sau Ender Pearl sau ceva de genul. Hai să mergem... Du-te în village-ul de acolo. Du-te în village-ul de lângă. Merge în village-ul de lângă că eu iau aici toate creaturile. Mamă, deci uite... Mamă, am văzut și un chef de killer pe acolo. Și în village-ul ăla, Dănuț, o să te bagi într-o casă. Și eu o să-i spawnez pe toți. Și după tot o să trebuiască să fugi. Da, hai, hai, dai tare, fraierici. Hai, dai tare, fraierici. Fraierici, dai tare, hai. Așa. Bun, bagă-te în casă. Bă, bagă-te aici în casă. Și eu pe lângă casa asta o să-i spawnez pe toți. Îți zic eu când poți să ieși la... la vedere. Hai să vedem. Hai să te văd, Dănuț. Ia, ce-ți fac, fraiere? Deci trebuie să-i ban, nu, trebuie să evadezi. Așteaptă-mă, mi-am luat pe toți ăștia. Nu ieși încă. Ia vezi, și unde merg? Trebuie să-i batezi. Nu-i treaba mea unde merg. Stai, nu încă. Hai, dă-mă, Dănuț, bun. Murit din prima. Bine, mă, hai că dau de la mine. Fii atent, trebuie, Dănuț, hai. Fugi, Dănuț, fugi. Ok, bun, hai, faci. Deci am început. Deci, ok, hai că am dat startul. Văd aici pe filmare. Ok, hai că, băi, n-ai ținut nici măcar 10 secunde. Cum adică nu-i corect? Hai, mă, frate, hai, du-te, fugi acum. Ce faci, bă, Dănuț? Ce faci că ești mort? Mamă, băi, și fete, bă, deci i-am prins pe cei mai tari, man. Bă, doar cum o să vrească să dăm și un respect la ăștia. Hai, mă, hai, vino, hai. Fugi. Crezi că, fii atent. Mamă, bă, vezi că te urmărește. Dănuț, ai grijă, te urmărește. Fugi, te urmărește. I-ai dat foc. Fugi, te urmărește, bro. Vai de capă și de zilele tale, bro. Bă, fii atent, deci crezi că dacă îți dau niște Ender Pearl-uri o să poți să te duci mai departe? Adică, ia vin aici. Uite, ia de aici Ender Pearl-uri. Ia și încearcă acum. Hai, încearcă cu Ender Pearl-urile astea. Aici, cu Ender Pearl-ul ăsta să te duci. Hai, vin aici, stai că te teleportez eu. Vezi că vine asta după tine. Distruge tot, ia vezi, Dănuț, fugi. Bravo. Dar du-te acum, băi, alo. Vezi că vine. Ba nu, s-a oprit. Du-te acum înapoi în village. Dar stai că te teleportezi înapoi în village, bro. Așa nu se pune. Mamă, dar stai, unde sunt toate creaturile? Ia vezi, Dănuț. Ia vezi. Fugi, bă, că te mănâncă. Bă, ăsta fuge de nu pe pământul. A, bă, fraiere, că nu ți se întâmplă nimica. Nu-ți face nimeni nimica, bro. Ce ai, bă, Dănuț? Nu-ți face nimeni nimica. Ce ai făcut, bro? De ce ai murit? Bă, s-a teleportat. Ce să se teleporteze, bro? Ai luat-o razna. Fugi, bă, Dănuț. Haide, mă, vino. Vino aici, man. Că ce faci? Bă, n-apuc să bag Golden Apple. Bine, mă, hai că te dau la distanța asta. Hai, bagă Golden Apple. Ia. Hai, vezi că acum trebuie să fugi. Vezi că vine ăștia după tine, bro.
Vezi că vine ăștia după tine. Hai să vedem acum când supraviețuiști. Acum ești ca și mort, zic eu de acum. Nu mai ai nicio șansă, bro. Bă, te crezi mecher? Ia vino aici, bă, mamă, deci mă enervezi. Ia, hai să te văd cum ești din apă. Hai să te văd cum ești din apă. Bro, bă, ce le știe fraierul? Ia, văd. Nu, n-are cum. Bă, ce le știe fraierul, fraților? Mamă, păi uite cât am spawnat de ăștia. Băi, băi și fete, e harta plină și ăsta încă e în viață. Băi, ok, că a stat deja un minut și ceva. Ia, vezi, acum ești mort. E mort, gata, mă, te-ai dus. Un minut și ceva, Dănuț. Un minut și ceva. Băi, hai că ești bun. Un minut și ceva, dar eu fac, pare eu că o să fiu... 5 minute, bă, fraiere, că ai murit de 200 de ori. Ia fii atent că îți dau game mode creative și vină pe aici, vină cu mine să le arătăm la abonați ăștia, fii atent, ia vină cu mine. Băi, n-ai game mode creative? A, eu am game mode creative, îmi pare rău, Dănuț, scuze, mi-a dat mie game mode creative, hai. Bă, trișezi, zic cu ce trișezi, nu mai dar mine, zic cu ce trișezi. Taci, așa, bun, fii atent. Deci uite, mobii ăștia se numesc Dept. Probabil au zis de Dept de la Roblox Dor. Stai, vino cu mine în village, ca să vedem care-i treaba. Da, știu, vin aici. Ia uite, mamă, ăsta nu știu cum se numește. Ăla este Ambush, ăla e cel mai nebun. Bă, deci practic, să zic sincer, eu i-am luat pe cei mai nebuni, l-am luat pe Figure. Uite, ia uite, bă, vin aici, Dănuț. Ia uite-l pe Jeff the Killer. Uite-l pe Jeff the Killer, bro. Man, asta nu e din Roblox Dors. What the fuck, uite, deci asta e figura, dar după ce merge figura? Degeaba dai, bă, fraiere, că nici nu se pune că dai în ea. Să vin în spate, ia uite-l pe glitch. Vino să-l vezi pe glitch, bă, Dănuț. Ia uite-te la glitch-ul ăsta cum stă, tu vezi? A luat efectiv razna. Mamă, dar ăsta ce e? Vezi, ăsta e sufletul tău, că oricum tu ești vai de capul tău. Ia bagă. Nu că ai face o să se întâmple nimica. Mori, fraiere. Nu moare absolut nimeni, bă, Dănuț, bă, nu ești capabil. Ia, vezi aici. Nu ești capabil să omori pe nimeni. Omoară aici dacă poți. Pune TNT-uri. Ia, vezi. Nu ești capabil să omori pe nimeni, bro, fără supărare, zic. Ia, vezi că ți-am pus aici, ia, încearcă acum. Ia, hai, facem cea mai mare explozie și după fraților o dăm noi. Hai, dă-i-o. Dă-i acum. Da, n-ai omorât pe nimeni, bă, ești vai de capul tău, bă. Bă, ia fi aici, n-am murit, nu. Bă, ia uite, ce asta? Bă, ăsta e sick din ăla, te-ai dus, mamă, ce tare. Bun, hai înapoi, mașină. Nu întrebam ce e aia, bă, fraiere, vin aici. Tepe, Dănuț, Marusiancu, bun. Acum, Dănuț, te duci la tine în chest, uite că îți mai las. Te da și ție pe Dept, că am văzut că cu ăla ți-am dat cea mai mare teroare. Și acum va urma, fraților, testul meu. Deci Dănuț a stat undeva la un minut și ceva. A rezistat un minut și ceva, fie vorba între noi. Mai mult n-are nicio șansă, desigur. Dar sunt curios eu cât o să rezist. Da, de să iei toți mobii aia, trebuie să iei pe toți, așa. Și să-i spawnezi undeva unde sunt eu, da? Dar fii atent, stai două secunde. Și vezi că o să am și eu Ender Pearl. Da, pentru că tu ai avut Ender Pearl atunci când am dat tare. Și gen, ți-am zis, poți să-i spawnezi lângă mine, poți să-i spawnezi oriunde vrei tu, știi ce zic? Adică la început îi spawnezi în casă, după când evadezi din casă, poți să-i spawnezi peste tot, să mă terorizezi cum te-am terorizat eu pe tine, da? Bag aici, eu nici măcar n-am nevoie de arc, bro, mi-au numai Ender Pearl-uri. Bun, am înțeles, nu sunt pămpălău ca tine. Bine mă, fraiere. Ia stai, vezi că mă duc undeva pe aici ca să dau de un village nou. Că ăla deja e stricat. Ia, vino cu mine. Să dăm de aici de un village nou, că ăla deja are prea multe creaturi, bro. Și nu că n-aș putea să scap de ele, că e super easy să scap de ele. Numai fraierii, na, le ia un minut rezistă pe toată harta, ca tine, așa. Și, da, hai să vedem, bă, ăsta-i. Aha, stai să vedem. Locate structure. Băi, structure village. 200, ia stai, ce că era 200 de blocuri în village. Undeva pe aici trebuie să fie. Ia. 294 de blocuri. Nu știe engleză, fraiere, cum bă nu știu, taci mă. Taci din gură. Ah, nu e la bun. Mergi tot în față, fraiere. Că n-ai o treabă. Bă, aici trebuie să găsim ceva.
Vino tot în față. Nu, tot ăla îl dă. Ia, mergi. Ia vezi. Tot ăla, nu că facem alte. Mă teleportez la 100 cu 1000 cu 100 și dăm cu ăsta. Ia care îl dă. TP 104 cu 100 cu 1368. TP Dănuț Marius. Ia vezi, bă, tu știai să faci totul așa de repede. Ia vezi ce frumos e village-ul ăsta, bă. Păi fii atent, fraiere. Eu mă bag în casa asta. Dacă ești șmecher, te descurci în ăla. Da. Fii atent, m-a băgat în casa asta. M-a băgat pe Game of Survival. Tu acum, deci fii atent. Te duci afară, nu-mi deschizi mie ușa la casă. Și spawnezi toți mobii aia, toți. Îi spawnezi peste tot. Și după eu evadez. Deja am tactică de evadare, fii satisfăcior. Ok. Bă! Vezi că te omoară pe tine, fraiere. Mamă, ce să știa, bro? N-am mai văzut așa ceva. Bro, ce să știa? Bă, ce se întâmplă, fraților? Mamă, drăguț! Bă, ce se întâmplă? Bă, băi, și vede, am tactică de evadare, dacă știți despre ce vorbesc. Mamă! Bă, ce să știa? Bă, să zici că l-ai terminat, mamă, fraților, ce nașpa se simte să fiu aici? Mamă, ce nașpa se simte, bro? Bă, pleacă-mă de aici, mă, fraiere, mă. Să-mi zici că l-ai terminat. Eu o să câștig, băi, și fete. I-a zis că l-ai terminat, că să-mi zici că începe challenge. Uitați-vă la ăștia cum vor să intre aici, să mă bată. Mamă, cine e ăla? L-ai... Da, stai, ok, stau. Mamă, bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Frați, bă, mi-am și eu damage. Dănuț, zic când începem. Bă, ce se întâmplă, băi, și fete? Gata. No! Wow, ok, mamă, ce se aude? Ce? Aoleu! Nu, mamă! Mamă, băi, și fete, ce se aude, voi auziți? Mamă, ce nebunie, bro! Ia, vezi, Dănuț! Hai că am început cronometru. Ia, vezi, fraiere, că n-au știut ce să-mi fac. Ia, uite, mă duc lângă ei. Faceți-mi ceva, dacă vreți. Ia, vezi, Dănuț, se bat între ei! Nu! A murit, dar nu se pune, că și tu ai avut mai multe vieți, bro. Și tu ai avut mai multe vieți, ba, se pune, nu, taci din gură. Gata, te-am bătut. Bă, nu, lasă-mă pace, nu! Lasă-mă pace, bă, nu! Nu mai dați astea! Nu, bă, lasă-mă pace! Iar am ajuns la village-ul ăsta. Vezi, Dănuț, că acum am început de adevăratele. Frere, că așa a fost și la tine. Așa am început de adevăratele. No, am început acum, că știa mai multe vieți. Acum am început. Hai, lasă șmecherile. Că acum am început. Bă, da, fraților, eu nu știam de existența acestor creaturi din Roblox 2. Bă, da, nu-l mai spawna numai pe ăsta, bă, frate, că nu-i corect. Mă zici tu altceva. Nu-l mai spawna numai pe ăla, că îmi sparge urechile. Ce nașpa se aude, mamă, băieșii, fete. Oprește-te, bă. Nu mai spune-o pe ăla, că ne sparge urechile. Vino aici, unde ești, fraiere? Te reportează-te la mine. Ești aici, fraiere? Mamă, ce-i spawna, bă, fraților? Ce sunt, bă, creaturile astea? Asta e că te reportezi la mine. Ia vezi, Dănuț. Bă, nici ăla nu mai spawna, bă, nici că și ăsta sparge urechile. Bă, da, poți să spawnezi niște creaturi normale. Mamă! Ia vezi că am evadat. N-ai că am evadat. Bă, dar... Sunt aici la spawn point-ul meu, bro! N-am cum să evadez. Ba da, că sunt bun. Nu am murit. Gata, mă, fraiere, hai să te văd acum, gata. Gata, băi, și fete, acum. Ia vezi. Fraiere, dar nu mai spawnă de aia mari. Spawnează creaturi, așa, spawnează de astea, hai să te văd, hai că am început. Sunt pe camera, aha. Hai că am început. Aha. N-ai cum să te ții după mine. Ha, ești un fraier, hai. Vino, bro. Aha. Nu. Bă, am zis fără alea, nu trișa, am zis fără alea. Bă, am zis, mamă, ce ne-ai simțit e, Dănuț. Mamă, ce ne-ai simțit e, fraților. I-am zis fără d-alea și uite, fraierul, numai d-alea spawnează. Bine, fraiere, mamă, să vezi ce-ți fac. Fraiere, uite, iar că mi se sparg. Gata, m-ai și pierdut. M-ai pierdut, bă. Mamă, ce mi se sparg timpanele. M-ai pierdut.
Fraților, nu mă vede fraierul, nu mă vede fraierul. Nu mă vede fraierul. Nu mă vede fraierul. Băi, și fete, nu m-am văzut fraierul. Ai trecut pe lângă mine, băi. Vezi că deja te-am făcut la timp. Trebuie să mă găsești dacă vrei să mă mai terorizezi, că mai am 3 enderpearl-uri. Ba nu, te-am făcut, bă, că trișezi. Ce trișezi, bă, că m-am ascuns? Și tu puteai să te ascunzi, dacă nu te găseam eu. Ia vino, fraiere, bă. De ce ai? Întoarce-te de unde ai venit. Că ai trecut pe lângă mine. Îți zic doar atâta. Vino aici. Vino aici, bă, fraiere, vino. Aha. Nici măcar nu mai știi pe unde te-ai întors, că eu sunt aici și nu s-a întâmplat nimica. Băieți și fete, eu zic că oficial eu am câștigat challenge-ul ăsta. Adică scrieți voi la comentarii ce credeți că l-a câștigat. Ți-ai dat TP? Nu mi-am dat TP, sunt tot aici. Sunt, te-am văzut acum un minut sau ceva de genul. Ia uite că mă și plimb pe aici. Uite, văd creaturile pe care le-ai spawnat. N-ai voie sub apă, nu sunt sub apă. Nu sunt sub apă, bă, fraiere. Bă, nu-ți mai căuta scuze, bă, acceptă că ești slab. Revin-o în biome-ul ăla de ăla. Cum îi zice, în biome-ul de gheață. Nu sunt slab. Vine aici, unde ești? Aha. Fraților, ne se pare să la gheață. La gheață, când ai fost ultima dată la gheață, unde i-au spunat pe aia cu o gură foarte mare. Se pare, băieți și fete, că Dănuț nu mă mai găsește, da? Și nici nu-i dau TP, da? Pentru că sunt șmecher. Ia, sunt la unde ai spunat ochii aia, mulți. Aia, mov. Ia, vezi, fraiere, dacă mă găsești. Ce, ai făcut prea multe încercări? Ba nu, tu ai făcut mai multe decât mine. Fraților, scrieți voi la comentarii cine a făcut mai multe încercări. A făcut Dănuț, 100%. Iar acum, Dănuț, hai, deci am câștigat eu, tu n-ai câștigat. Deci fii atent, te teleportezi la mine, dar nu fi, să nu spawnezi nimica. Aruncă-ți din ăsta, cum îi spune, aruncă-ți din inventar. Ștergeți toate creaturile și hai să facem un 1v1 de final. Bă, ți-am zis să nu mai spawnezi de-astea. Aruncă-le pe toate și hai să facem un 1v1 de final. Bagă-ți golden apple în chatate, bagă ce vrei tu. Că, n-ai voie cu mobi de ăștia. Da? Hai, vin aici. I-ai aruncat pe toți? Hai să mergem aici unde să nu ne prindă. Da? Ia vezi. Ești aici? Mai e vreun mob de aruncat? Aha. Mai e vreunul? Gata, bun, hai. Deci, Dănuț, la 3 începem bătălia, da? Hai să vedem. Nu, gata, aha, hai. Doar sabie, bro, hai, bagă-ți golden apple. Hai, mă. Ia vezi. Mamă, ce noroc are fraierul. Mamă, fraților, m-a prins într-un combo de ăsta norocos. Bă, cum știi tu să te joci așa mai clar? Zici ce am, bă, fraiere. Mamă, ia vezi, frate, acum, ia, hai să te văd. Să te văd, vino, hai te văd. Bă, ți-ai dat game mode, băi, tu ai game mode, băi. Bă, ăsta avea game mode, dar nu puteam să mă bag cu el, bă, ce resimțit, bă, aveai game mode. Mori, jos, fraților, deci acum știu că mulți o să ziceți că de nu s-a m-a bătut, bă, dar avea game mode. Eu, de-aia mi-a prins combo, că eu nu puteam să dau în el. N-aveam game mode, cum aveam game mode dacă tu ai dat în mine? Ai dat în mine, mi-ai prins combo, n-aveam cum să am game mode. Hai, fraiere, că te-am bătut și de data asta. Fraților, fiți atenți. Eu zic că eu am câștigat, nu ți zice că el a câștigat. Scrieți la comentarii cine credeți voi că a câștigat. O să fac eu un comentariu pin, da, și scrieți acolo. Și să vedem cât e scorul, da, deci 2-1 momentan de mine. Să vedem dacă se face egal sau nu, da. Și revenim mâine cu nou episod cu Dănuț. N-ai câștigat, YouTube. Ia, vine aici, Dănuț, hai. Zile salut la oameni. Și fraier. Băi, nu mai fă fraier. Dănuț, zile salut la oameni. Vezi că te reportezi, să le zici salut la oameni. Hai, zile salut la oameni. Stai. Ce salut să le zici, băi, fraiere. Bun, băi, și vede cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut și mai opticatule. Da? Dănuț, ia vezi acum. Ia, hai. Vine aici, bro. Hai, Dănuț, spawnează-te. Vezi, bro, că te-ai spawnat în mijlocul la ăștia. Pleacă, lasă-mă, bro, eu te las în pace. Să fac eu ceva? Ți-am făcut eu ceva, bro, Dănuț? A ieșit, bro, s-a supărat, fraților, a ieșit de pe real, s-a supărat, însă stați, știți că
îl împac eu cumva. Deschideți la comentarii, băieți și fete, cine a câștigat. Eu am fost Marius Iancu, v-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!